Mulțumesc că ați răspuns chemării noastre să participați la această acțiune de ecologizare a unei porțiuni din râul Moldova. E o acțiune gândită, ținând cont că astăzi este și ziua apei, iar apa este un element vital pentru viață. Sperăm ca semnalul nostru să fie recepționat și acțiunea noastră continuată de absolut toți cetățenii romanului, și mai ales mă adresez tineretului. V-am spus, suntem într-o zonă extraordinar de frumoasă, la întretăierea a două mari râuri reprezentative ale Moldovei, râul Moldova și Siret. Zona în care facem ecologizarea, în același timp, e o zonă care, deși a suferit unele modificări datorită barajului de la centrala creată în dreptul strandului, ceea ce a afectat cât de cât inclusiv fauna și flora și peștii, mai ales din Moldova, totuși e o zonă în care trebuie să păstrăm curățenia. Părerea mea este că această zonă, cel puțin la o anumită distanță de pod, și sper să înfăptuiască acea promisiune a ultimilor doi primari, fostul primar a Romanului și actualul primar al Romanului, care au promis amenajarea acestei zone sub formă de faleză pentru romașcani. Noi facem această acțiune de curățire și de strângere de peturi și gunoaie de pe malul Moldovei până în dreptul blocurilor ANL. Restul vor judeca romașcanii și ceilalți oameni. Nu o facem cu niciun fel de tentă. E o acțiune care ne-am propus-o în programul pe anul acesta. Mai vom mai avea acțiuni, inclusiv vom încerca să vorbim cu cei de la Ocolul Silvic și când va fi timpul să facem, să participăm la acțiuni de plantări de păduri. În general ne propunem să acționăm pentru un mediu înconjurător mai curat și mai igienic și în același timp mai protejat. Bună dimineața! Ne aflăm azi într-o zi însorită, frumoasă, pe malul râului Moldova, fiind ziua internațională a apei, cam tulbure și multă mizerie. Noi, seniorii de la PSD, ne-am gândit să facem un pic de curățenie, ecologizare pe malul Moldovei, începând de la podul de la Hurea până la microhidrocentrală. Pentru a da un exemplu atât tineretului cât și celorlalți cetățeni care sunt certați cu bunul simț, vedeți ce mizerie există doar de aici, de la pod aruncat, uitați în spatele la Lidl, umpli 10 saci de pieturi goale și așa mai departe. Este păcat. Avem o zonă frumoasă, dar e neîntreținută. Poate cu ajutorul lui Dumnezeu și a fondurilor care se vor putea atrage, să reușim să începem, nu numai cu vorbe, și cu trecem la fapte, să amenajăm faleza râului Roman conform proiectului. Eu zic, Doamne ajută, și sper că dând acest exemplu, poate vom fi urmați și de către ceilalți romașcani.